16, victorie care ne poate aduce mai aproape de sferturile de finală ale Cupei României. Corvinu! 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 Pentru Hunedoara, vă dă actualul coordonator al Centrului de Copii și Juniori al Corvinului Hunedoara. Este vorba de domnul Ioan Tocu! Din toate timpurile a jucat pentru echipa noastră din 1975 până în 1990 și după o aventură în Grecia și în Ungaria a revenit acasă la Hunedoara pentru alte două sezoane.